Bucuria noastră de plină este dată de prezența Domnului nostru prin făgăduință. Acolo unde oamenii se vor aduna pentru numele meu, nu folosindu-se de numele meu pentru cine știe ce agenda, ci unde se vor aduna pentru numele meu, acolo eu sunt în mijlocul lor. Și am acest simțământ în suflet că singurul motiv care ne aduce împreună este numele Domnului nostru și legat de lucrul acesta se împlinește cu noi făgăduința lui cea bună și scumpă. Am, trecut, am început să trecem printr-o galerie de imagini, de portrete ale felului cum Dumnezeu a susținut și susține pe lucrătorul lui, pe cel chemat de el, pe tine și pe mine, în lucrarea în care suntem, în ciuda uh, unor împrejurări devastatoare, descurajatoare, uh, prezentarea uh, legată de eremia uh, mi-a lăsat în suflet uh, o stare care mă face să cred că, indiferent, uh, nu există pe pământul acesta greutate, încercare, nenorocire uh, care să treacă vreodată peste garda lui Dumnezeu, dacă a putut să țină Dumnezeu un astfel de om, un astfel de împrejurări, El poate ține pe oricine, și pe mine, și pe tine. Și acum, acum vom merge împreună la cel mai înalt dintre toate tablourile acestea, Domnul nostru Isus Hristos. Mărturiseam înainte că trăirea aceasta pe care o simte sufletul nostru, este uneori împotriva noastră pentru faptul că ne descurajează neadevărul, ne revoltă, ne provoacă să răspundem. nu e adevărat în zvonuri prostii, vorbe, minciuni. Lucrul acesta însă nu schimbă prejudecata din mintea și sufletul omului. Ceea ce schimbă, într-adevăr, este descoperirea via adevărului. Când ești confruntat cu adevărul, nu mai pot să spun niciun cuvânt. Oricine i-ar fi predicat uh, ofițerului acestuia care a păzit pe Iisus pe cruce, oricine i-ar fi predicat lui, Iisus e fiul lui Dumnezeu, crede lucrul acesta. repetă după mine, sau. Oricine i-ar fi spus lucrurile acestea, niciodată ofițerul ăsta nu le-ar fi crezut. Puș, domne, de aici cu asta, păi da, Roma e plină cu toate, pleacă de. Dar stând acolo și văzând felul cum Mântuitorul nostru și-a oferit viața pentru viața noastră, văzând felul cum El răspunde în jurăturilor, bat jocurilor, la tot ce se întâmpla acolo, văzând toate aceste lucruri, El trage o concluzie pe care nu i-ar fi putut o induce nimeni. El trage concluzia aceasta cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Doar un Fiul de Dumnezeu poate să trăiască și să-și dea viața în felul acesta. Aceeași concluzie a tras-o Saul din Tars, tinerelul Saul din Tars, când păzea hainele marturului lui Dumnezeu Ștefan, când a văzut că fața lui li s-a arătat ca fața unui înger și în timp ce pietre loveau și țâșnea sângele din corpul lui tată, iartă pe oamenii ăștia care dau cu pietre, a spus, domne, asta nu este ceva uman, Asta este ceva divin, este ceva Dumnezeesc. Și s-a dovedit după aceea în întâlnirea lui cu Isus că n-a -a trebuit dusă nicio muncă de lămurire cu el, a, a fost câștigat într-o clipă la acela pe care l-a bănuit că e în spatele lui Ștefan. Trebuie să fie Dumnezeu. N-are cine altcineva să facă o astfel de lucrare cu un om ca Ștefan. Iubiți mei, în mijlocul celor mai grozave defăimări, de care va avea, vom avea parte într-un fel sau altul, în mijlocul celor, celor mai grozave defăimări, să ne aducem aminte că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu, că adevărul va triumfa, că minciuna a venit și pleacă mai repede decât a venit și nu se va mai întoarce niciodată în universul lui Dumnezeu în care domnește iubirea, pacea și adevărul. Să credem lucrul acesta, să-l punem la suflet. Și probabil că avem de făcut față unor situații revoltătoare, într-adevăr. Dar trebuie să nu uităm niciodată că răul acesta trece și nu vine de două ori. A trecut și s-a încheiat, iar binele lui Dumnezeu este aici ca să rămână pentru totdeauna. A fost un cuvânt care a ajuns la urechile preoților, cărturarilor și fariseilor. Probabil că vă gândiți și ne gândim cu toții că biata lume și bieții uh, clerici din vremea aceea n-au avut privilegiul acesta pe care l-au avut ucenicii lui Isus uh, ca să-l să, stea, să, să asculte direct pe el. Ei n-au știut toate lucrurile acestea care le-a spus Isus. Credem noi lucrul acesta. Ei între timp ce făcuseră? Aveau un om acolo care era intern, era Iuda, păstra legătura permanent cu ei, cu preoții, și ducea informații din tot ce se vorbea acolo în cercul ucenicilor și Isus, ducea informații la preoți. De unde știu treaba aceasta? Știu din faptul că a doua zi după răstignire, preoții s-au dus la, la Pilat și i-au spus împărate, înșelătorul acesta, care a fost răstignit ieri, pe când trăiam, a spus că a treia zi o să învieze. Păi de unde știți voi că a spus așa ceva? Dacă el a vorbit doar cu ucenicii lui, de unde știu preoții treaba aceasta? De unde știu mai mari poporului? Pe o cale sau alta, adevărului Dumnezeu, conform promisiunii din Ioan, capitolul 1, Ajunge să lumineze pe orice om venind în lume, inclusiv pe acela care urăște, dușmănește și ar vrea să vadă mort adevărul lui Dumnezeu și ar vrea să vadă domnia minciunii pentru, pentru totdeauna. Inclusiv pe acela îl ajunge. Nu știu pe ce cale, nu știu cum, dar are grijă Dumnezeu ca orice suflet venind în lume să aibă acces la adevărul mântuitor. Ei aceasta au făcut. Într-adevăr, aceasta se vorbise, într-adevăr, Iisus a spus cuvintele acestea, dar, dar, ei le știau, deci e de mirare, nu? E de mirare, aveau surse, aveau informații, informatori, aveau oameni care au transportat informația, probabil neintenționat, dar au transformat informația, în așa fel încât toată lumea care a fost acolo a avut acces la adevărul despre Domnul Hristos. În mijlocul acestei situații, cei mai mulți nu știau ce să facă. Deci a fost o, o tensiune și este și astăzi omul la intersecție, la bifurcație aceasta care îi rupe sufletul, nu știe ce să fac, ce să fac cu Isus, răspunde Pilat, în, în contul tuturor care se frământă cu aceeași, cu aceeași întrebare. În Matei, capitolul 16, versetul 21, de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, trebuie să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Deci Iisus a spus clar aceste lucruri. Mințile erau însă pline de toate. Chiar ucenicii care stăteau acolo lângă ei, întrucât aveau în minte și trasaseră un drum celui tot puternic pe care să vină, cum să arate Mesia, cum să, ce să facă, ce să zică, ce se întâmplă când vine el, ei stabiliseră un drum celui prea înalt. Dinainte, acum se uitau că nu corespunde cu drumul care l-au stabilit ei, și erau în fața a două posibilități. Fie vor schimba concepția lor despre mesia, fie nu-l vor recunoaște pe el, nu este acesta mesia, că nu corespunde așteptărilor noastre sau părerilor noastre cu privire la adevăr. El a vorbit în cuvinte foarte clare. Așa se face că și la masa lui chiar, ucenicii ascultau, dar nu înțelegeau despre ce este vorba. Ba unul dintre ei, foarte revoltat, Petru, care nu știa că între timp Satana se prefăcuse în Petru. Petru vine repede la Isus să te ferească Dumnezeu de așa ceva, dar nu se poate treaba aceasta. Păi noi avem alte planuri cu tine. Noi credem altceva cu privire la Mesia și nu, nu se te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Noi și Dumnezeu, planul nostru, vederile noastre și Dumnezeu. Să nu cumva să mergi pe un alt drum. Petru nu știa că satana se prefăcuse în Petru. El se preface într-un înger de lumină și slujitorii lui în slujitorii ai neprihănirii. Nu cu coarne și copite și cu furci, îngeri de lumină, slujitori ai neprihănirii, prefăcuți, făcută în sensul acesta. Datorită acestor prejudecăți care blocau mintea oamenilor, ei n-au putut pricepe lucrurile acestea, dar le-au păstrat în inimă, asemenea Mariei, care le punea în contul sufletului ei, aduna toate cuvintele acestea acolo, și asemenea lui Daniel, căruia ei s-a spus, te vei scula în partea ta de moștenire. Ai adunat lucrurile acestea în contul sufletului tău, te vei scula în partea ta de moștenire. Ei nu le-au putut pricepe, nu le-au primit, dar le-au păstrat. Și a venit ziua în care s-a dovedit. Continuă aici să spună Mântuitorul în Matei 17, 23, ei îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Vai, ce supără! Păi, dar de ce v-ați întristat? Când viază Iisus la treia zi, în v-ați vre... întristat? Așa scrie aici. El îi vor umorâ, dar la treia zi v învia... Ucenicii s-au întristat foarte mult. Nu de înviere s-au întristat, ci de faptul că a fost necesară învierea. Ei vroiau să evite tăruirea vieții lui Iisus. Mă opresc aici ca să, să deschid aceeași paranteză care mi este foarte dragă sufletului. Isus nu a fost omorât așa cum am văzut noi și cum am înțeles noi. Noi credeam că. Nu, el nu a fost omorât. Isus a spus, eu îmi dau viața, nimeni nu mi-o ia. Nu i-a fost luată viața. Eu îmi dau viața, am puterea să o dau, am puterea să o iau. Eu îmi dau viața pentru viața Lumii. Și asta nu înseamnă deces sau crimă sau omor, sau... este de o altă natură. Și aceeași lege se aplică sufletului care crede în el. Cine crede în mine nu va muri niciodată. Acesta e cuvântul. Ei îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ei s-au întristat foarte mult. Ei îl vor da mâinile neamurilor ca să-l bat jocorească, să-l bată și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Erau toate detaliile în psalm, psalmul 22, toate detaliile răstignirii erau acolo, erau toate în Isaia 53, dar este cutremurător faptul că Isus dă detalii cu privire la ceea ce se va întâmpla acolo. Tot ce a spus El în cuvântul Lui profetic către ei s-a împlinit la literă. Absolut tot. Absolut tot. Este uimitor lucrul acesta. Acum, cumva, aceste cuvinte au ajuns la conducători, ei știau ce s-a vorbit, aveau înregistrarea predicii, aveau informații, aveau camere ascunse, aveau de toate și ei n-au știut că punând la cale acest sistem de spionaj, de ascultare, de informații, punând la cale acest lucru, de fapt, ei deschid ușa adevărului către ei cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit. Ori de câte ori este făcut, nimeni nu poate lupta împotriva Evangheliei, ci numai pentru ea, ori de câte ori este făcut un astfel de lucru, de câte ori se întâmplă lucrul acesta. Efectul secundar este chiar opusul. Totdeauna împreună cu un rău ca acesta, pus la cale cu gând rău și cu agendărea, vine binecuvântarea. Binecuvântarea constată faptul că a ajuns la ei Cuvântul Evangheliei, făgăduința vieții Mântuitorului nostru, făgăduința învierii, toate le erau clare și culmea le era frică de lucrul acesta. Acum mergem în Matei, la capitolul 27, și aici vom trăi momentul acela în care oamenii aceștia își manifestă frica frământarea lor cu privire la ceea ce a spus Mântuitorul că se va întâmpla mult înainte să se întâmple lucrul acesta. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis, după trei zile voi învia. Pe dacă este înșelător, dacă a zis că după trei zile vor învia, dar sunt, e spus de un înșelător, dar ce trebuie să te frământe așa ceva? oh, nu, este posibil, au spus ei, nu să învieze, noi nu credem lucrul acesta, dar este posibil ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului a via din morți. Bine, spui că a via din morți, dar unde este el? Păi el s-a arătat după învierea lui timp de 40 de zile. Așa că învierea nu a fost niciodată bazată pe vorbele lor. Ce au spus ei, că au furat trupul și au înviat. Nu, învierea lui a fost bazată pe arătările lui. Nici ei nu credeau lucrul acesta, ucenicii, cu atât mai puțin lumea și cei erau în jur, dar Isus s-a arătat, atunci au înțeles, Toma s-a închinat, Domnul meu și Dumnezeul meu. E clar lucrul acesta. Acum, iubiții mei, vreau să marcăm această expresie în șelătorul acela. Ați observat de câte ori omului Dumnezeu este însoțit de așa ceva. Mântuitorul nostru nu a fost atacat fizic neapărat în timpul vieții, dar a fost atacat sufletește în fiecare clipă, la fiecare cuvânt pe care l-a spus, la fiecare slujbă din biserică, în sabatul acela când a venit în Nazaret, în orașul în care a fost crescut. A fost atacat la fiecare cuvânt pe care l-a spus. Obiectivul era unul singur: să distrugă în el credința și încrederea în cuvintele tatălui acesta. Tu ești fiul meu. Acesta era totul pentru el. Tu ești fiul meu. Cuvintele acestea ți le spune și ție și mie. Nu știu cât de ușor sau de greu ne este să le primim. Le auzim, poate le credem, dar să le primim și să le trăim și să nu le uităm niciodată că în ochii lui Dumnezeu acesta sunt în ochii lui Dumnezeu. Da, dar omul de lângă tine spune că ești un înșelător, este un asta, asta. Am înțeles lucrul acesta, e dreptul lui să spun așa ceva, dar este și dreptul meu ca inima mea să nu fie drum pentru picioarele oamenilor și animalelor, ci să fie templul Duhului Sfânt. Este și dreptul meu acesta și îl aplic din plin preharul Domnului. E dreptul meu să nu pun cuvintele omului deasupra cuvântului lui Dumnezeu. Tu ești fiul meu. Eu ți-am promis lucrul acesta. Tu ești copilul meu, ești un copil al lui Dumnezeu. Este dreptul meu să nu pun cuvintele acestea deasupra Cuvântului Dumnezeu. Să pun întotdeauna la locul suprem Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta încercau ei să facă în, vie în dreptul vieții Domnului nostru Isus Hristos. De copil l-au însoțit cu zvonul acesta batjocoritor legat de nașterea lui. Și pentru un copil este groznic să suporte o bazjocură legată de nașterea lui. E groznic. Au fost copii care și-au descoperit părinții biologici mai târziu. Ce crize groznice au fost acestea. Au fost alți copii care au fost stigmatizați datorită faptului în care a fost născut. Ce e vinovat un copil pentru faptul că este născut într-o parte sau în alta, că e născut într-un fel sau altul? Ce este vinovat cel care s-a născut? Dacă este vreo vină, poate fi pus asupra celui care l-a născut, dar ce vinovat este un copil? El a purtat lucrul acesta. Iar mai târziu, în aluziile lor, făceau aluzie la nașterea lui Isus. noi nu suntem născuți din curvie. Și sunt oameni care au crezut cuvântul acesta, nu pe al lui Dumnezeu, tu ești fiul meu, pe acela nu l-au crezut, L-au crezut pe acesta. Nu e de mirare. Aceasta a încercat diavolul să-l facă pe Isus să creadă. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, nu, nu are loc ca Fiul lui Dumnezeu, dar dacă ești. Iată ce credeau ei de fapt în sufletul lor. Înșelătorul acela a spus aceste cuvinte. Ne-am adus aminte că înșelătorul acela pe când era în viață a zis după trei zile voi învia. Să vedem dacă își va ține cuvântul sau nu. Dă poruncă, dar ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi, ca nu cumva să vină până a treia zi. Că el a zis în trei zile. Dacă în trei zile nu înviază, e clar că s-a dovedit. Noi nu credem că înviază în trei zile, dar fi foarte atent ce se întâmplă. Nu cumva ucenicii lui să vină noaptea. Pune pază până a treia zi. După a treia zi chiar o să arătăm la oameni. Uite, domne, veniți aici și vedeți. Uite-l mort aici în mormânt. A zis că a treia zi înviază. Pe cum viază când este aici? Uitați-vă că este acolo. Și atunci să citim Cuvântul lui Dumnezeu aici. Um, nu cumva va lui să-i fure trupul, să spună în următura în via din mor și înșelăciunea aceasta, niciodată ei nu au abandonat prejudecata că Isus era înșelător și înșela pe oameni. Probabil că nici în dreptul unor oameni nu se va întâmpla lucrul acesta. Probabil că și în dreptul nostru există așa ceva. Vom trăi pe Pământ cu acest lucru, ca și cum uh, ai avea o, o amputare trăim cu lucrul acesta. Ca și când ai avea un singur ochi sau ca și când ai avea dintele. Sau... E clar că trăim cu lucrul acesta. Înșelătorul produce înșelăciune. Înșelăciunea din urmă, învierea ar fi cea mai mare înșelăciune. Înșelăciunea din urmă ar fi mai rea decât cea în întâi. Ce au înșelat el lumea nu e nimic, dar dacă ar învia, înșelăciunea înviere ar fi groaznică în cazul acesta. Pilat, versetul 65, Pilat a zis, aveți o strajă. Asta era o unitate militară, asta nu era un, un om. Luați una adormit aici, cu un băț în mână și puneți-l acolo să stea toată Era vorba de o unitate militară, o strajă, o companie, o companie militară care mergea acolo. Duceți-vă și păziți cum puteți cu compania aceasta. Versetul 66. Ei au plecat și au întărit mormântul pecetluim piatra și punând straj. Acum au întărit, se băteau uh, piton de metal în stâncă, erau legate sfori de-a lungul și de-a latul, așa au întărit ei uh, mormântul și la, uh, la intersecția sforilor acestora au pecetluit piatra, au pus uh, ștampila la împăratul, nu s atinge nimeni de locul acesta și straja fiecare acolo. Ați observat că în momentul când îl, pă îl păzeau pe Petru, trei sau patru străji uh, erau unul unu după altul. A trecut de întâia straj, a trecut de-a doua strajă, a trecut de-a treia strajă. Nu era un singur om care să păzească, era o situație atât de înfricoșătoare încât oamenii nu puteau să stea liniștiți cu un individ care face planton dormind la un obiectiv ca acesta, nu există. Puneți o strajă ca aceasta acolo. Ei au plecat, au întărit mormântul și l-au pecetluit. Acum, iubiții mei, se ridică această întrebare. Pentru că ei au spus: Puneți timp de trei zile, că după trei zile o să le arătăm noi la oameni cine a fost înșelătorul ăsta. Va fi dovada cea mai zdrobitoare care va dărâma și va distruge tot ce a predicat omul ăsta vreodată. Toate minunile alea care erau niște fachiri, niște niște prefăcătorii, umbla cu diavolul când făcea asta. Dacă, deci după a treia zi, ce o să arătăm noi, că uitați-vă aici, dovada că tot ce a spus el până acum nu este adevărat. Păziți bine până a treia zi, aici este totul. La sfârșitul zilei sabatului, Matei 28, versetul 1, la sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din 1-a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul Iată că s-a făcut un mare cu tremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer. A venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Imaginați-vă lucrul acesta. Să te duci în cimitir ca să, să sapi mormântul sau să pui flori, să mai aranjezi câte ceva, să-ți buruienile. Să mai văruiești crucea sau să te duci pentru așa ceva acolo, cum ieri mergeau și spuneau că să aducă mirezme și miruri pentru trupul lui Isus, să te duci acolo pentru așa ceva, op, cumva, lejer resemnat, întristat, fără niciun fel de, de încredere în suflet, așa rătăcim pur și simplu, și deodată. În momentul acela, spune Scriptura, să chiar să particip la acest, această explozie de lumină, această manifestare a cerului, a îngerului care era ca fulgerul și care era îmbrăcat în înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada, a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Pe cum să o prăvălești dacă au pus băieții ăștia sfori, sigilii și au luat măsuri de întărire a mormântului și au pus străji? Cum să faci așa ceva? Dumnezeu nu cere voie când este cazul. Noi cerem voie de la Dumnezeu, dar nu Dumnezeu de la noi în cazul acesta. În alte cazuri este diferit. Dar aici, el a venit acolo și nu numai că a prăvălit piatra, a așezut pe ea ca un simbol că inclusiv moartea a fost biruită de biruitorul morții, care a pornit biruitor și ca să biruiască. Moartea pentru prima dată de la căderea în păcat, de la apariția păcatului, Moartea a fost biruită, înghițită de biruință. Aceasta vrea să spună îngerul care stă pe piatra mormântului. Nu sub piatră, stă pe piatra mormântului. Înfățișarea acestui înger transmite un mesaj clar, este Dumnezeu, este biruința cerului. Străjerii au tremurat de frică și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor nu vă temeți știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit acela e Isus care a fost răstignit acum vorbim de un alt Isus Isus care a înviat din morți îngerul a spus nu vă temeți știu că îl căutați pe el dar nu este aici versetul 6 înșelătorul acela a spus că a treia zi și îngerul spune așa este și a ținut cuvântul nu este aici versetul acesta, 6. -ă, nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. A, trebuie să vezi. Vino încoace. Vino și vezi. Dumnezeu nu cere de la noi o credință din aceasta irresponsabilă, irațională. Credem ceva suspendat în văzduh sau nu. Totdeauna... El va da sufletului curat și Sincer și cu adevărat căutător al credinței, El va da evidența, va da dovada totdeauna. Îngerul a spus: Nu ți-am cerut să crezi lucrul acesta. Vino și vezi. Ați urmărit mărturia Apostolilor în lume, care trebuie să fie și mărturia noastră. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am auzit cu urechile noastre, aceea mărturisim cu privire la Cuvântul Vieții. Nu, e, nu sunt. Basme meșteșugite alcătuite de niște oameni care au gândit așa asta pe dincolo. Lucrul acesta este atât de, de drogant, droghează oamenii. Oamenii care intră în, în, în atmosfera aceasta ajung să vadă și să trăiască lucrul acesta ca și când ar fi ceva, o, o înșelăciune. O, aceasta credeau și cei care erau acolo și. Înșelătorul a zis acest lucru, dar îngerul spune, zice, nu, dacă e vorba de înșelătorul acesta, între ghilimele, să știți că și-a ținut cuvântul. Cuvântul pe care, după trei zile voi învia, nu este aici a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și după ce vedeți, nu plecați acasă mirându-vă, ci alergați imediat, duceți-vă repede și spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți mergeți și duceți vestea aceasta. Fiul lui Dumnezeu nu a fost înviat de cineva, cum a fost cazul cu Elisei sau cu omul aruncat peste oasele lui Elisei sau tânărul din Nain, acestea au fost înviați. Iisus a înviat prin puterea unei vieți nepieritoare. El este preot, mare preot al lui Dumnezeu care a intrat în prezența lui Dumnezeu cu însuși sângele său. Am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi iau viața. Era în puterea nepieritoare a unei vieți sfinte. Aceasta era ceea ce vedeau în locul acela oamenii. Duceți-vă repede și spuneți ucenicilor lui că a înviat. Dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră, în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus acest lucru, v-am dat mărturie. Acum știți, alergați, mergeți și spuneți lucrul acesta. Și scrie Cuvântul lui Dumnezeu că ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar, iată că. Le-a întâmpinat chiar Isus în persoană. A fost o dovadă grozavă când le-au dus și a văzut locul unde zăcea Domnul, dar poți să știi chiar așa cum au zis și cum zic. Astăzi, l-o fi furat, o fi da. Nu, acum apare însuși Domnul în persoană, înaintea lor. Pe când se duceau ele, le-a întâmpinat Isus și le-a zis: Bucurați-vă! Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei. Nu, lucutare, El ne numește pe noi frați. Spuneți fraților mei, noi suntem înfrățiți pe totdeauna cu El. Spuneți fraților mei, să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea, pentru că de crezut e mai greu dar mă vor vedea, uh, unul dintre ei va pipăi cu mâna lui și va răspunde. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate, acum vă rog să fiți foarte atenți la expresia aceasta, pe când se duceau ele, să spună ucenicilor, au, uh, 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 au intrat în cetate unii din străjeri, nu toți străjerii. Uh, noi foarte ușor generalizăm, aruncăm așa, acoperim, Străjerii au trădat, s-au vândut pe bani. Unii dintre străjeri, alții nu. Alții, Domnul știe, au devenit martori și slujitori ai cuvântului Dumnezeu. Poate au plătit cu viața ce au văzut cu ochii. Nu știm, dar Biblia spune aici, unii dintre străjeri au intrat în cetate și au dat de veste preoților celor mai, celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Unii dintre ei n-ar fi fost cazul să meargă să dea de veste acestor preoți care ziceau înșelătorul acesta, a spus că în trei zile va învia. Nu, nu, cred că era cazul de vorbit cu ei din moment ce ei au fost martorii îngerului care a proclamat învierea lui Isus. Dar așa este omul. Omul vindecat s-a dus și a spus preoților, uite, el este care a făcut treaba aceasta. S-au dus și au spus preoților acolo cuvintele acestea despre toate cele întâmplate aceștia, preoții, te-ai fi așteptat să zică, deci n-a fost înșelător și a ținut cuvântul. Am plinit exact ce a spus a treia zi Te-ai fi așteptat ca în fața acestei dovezi care nu poate fi întrecută nici de Dumnezeu. O alta mai bună nu există. Dumnezeu nu are ceva care să fie dincolo sau deasupra acestui Te-ai fi așteptat ca înaintea cele mai zdrobitoare dintre dovezi învierea Domnului nostru Isus Hristos, proclamat Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți, te-ai fi așteptat ca oamenii să spună asemenea ofițerului roman de la cruce, să spună cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Și a ținut cuvânt. Ascultați ce scrie Scriptura și nu uitați că nu linia între bine și rău nu trece printre noi și ei sau printre noi și voi, și trece prin fiecare inimă. Suntem, suntem expuși nenorocirea acesteia, acesteia, toți dintre noi. Fiindcă, până și în fața celei mai zdrobitoare dovezi, sufletul care este împietit refuză să accepte sau să mărturisească adevărul. Aceștia suntem noi. Ce alte dovezi să vă mai dea? Mai fă o minune, spuneau ei. Și Mântuitorul a spus, este vorba de altceva. Voi sunteți un neam și desfrânat, voi trăiți în desfrâu. Nu ai cum cu astfel de minte să crezi, oricâte minunți ar face Dumnezeu. Ai văzut cu ochii, nu mai, nu mai este nimic de făcut. Cu toate acestea, în fața celei mai zdrobitoare dovezi, oamenii acestea au luat un alt drum. Imediat s-au adunat, au făcut un comitet și împreună cu bătrânii au ținut sfat au dat ostașilor mulți bani. Scoateți încoace, fraților, luați sicolea pe sub masă. Vedeți, ei nu știau uh, urarea pe care a făcut-o făcut apostolii celui care vroia să le dea bani ca să le vândă și lor Duhul Sfânt pe care să-l și i-au spus banii tăi să piară împreună cu tine. Aștea sunt, este un blestem. Au luat banii pe sub masă ei, și n-au zis banii tăi să piară împreună cu tine. Neștiind că acela care ia astfel de bani, ca să acopere adevărul adevărurilor, astfel de oameni, dacă nu spun să piară acești bani, ei vor pieri. N-au gândit la lucrul acesta. Le-a sclipit ochii imediat, o, uite, niște bani aici, niște cecuri sau bani sau valori sau ceva repede, este o piatră prea scumpă în ochii lor. Uite, uite ce este aici. Dar întrebarea este pe ce, care, ce preț reprezintă banii ăștia. Iuda, ia 30 de arginți. Pe ce ai luat banii ăștia? Ce ai vândut de... Apoi am vândut ce nu era al meu. Ce ai luat de? Cum a ajuns banii ăștia? Ce înseamnă banii ăștia? Ai luat bani de la preoți? Pentru ce ai luat bani de la preoți? Păi ca să nu spun ce am văzut cu ochii mei, ce am pipăit cu mâinile mele, ce am trăit acolo la mormânt, ca să nu spun lucrul acesta. Și ca să spun că de fapt, ucenicii au venit și l-au furat, mi-au plătit. Păi știi că ți-ai vândut sufletul de fapt. Pentru că făcând așa ceva, te-ai pe tine și ai nenorocit pe mulți. Pe când Pavel îi scrie lui Timotei dacă vei rămâne în adevăr, te vei mântui pe tine și vei mântui pe mulți. Dar ei au luat plata aceasta a fără de legii, nu numai Iuda a vândut pe Iisus, nu, ci în alte împrejurări, una dintre ele fiind cea de aici, iar altele fiind în viața noastră, în care am știut bine și știm ce înseamnă lucrul acesta. Și cu toate acestea am înnăbușit glasul Duhului lui Dumnezeu și am apucat pe celălalt drum. Le-au dat bani, le-au dat mulți bani. Dacă nu erau destul de mulți, probabil că oamenii s-ar fi gândit, băi, chiar așa am vând sufletul pe 30 de lei sau pe asta, le-au dat mulți, atât de mulți încât au copleșit păcatul din ei și pur și simplu oamenii au căzut și le-a spus, spuneți așa, uite ăștia bani, banii, dar spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Ăsta e prețul. Deci luați banii ăștia și spuneți treaba aceasta. Ne-am înțeles? Să nu cumva să auzim prin cetate, am văzut îngerul sau cu tremurul sau piatra îngerul ca fulgerul și să nu cumva să, să spuneți ce ați văzut și auzit. Spuneți ce vă spunem noi, că de asta vă dăm banii aceștia. Și atunci aceștia, dacă va ajunge lucrul acesta la. Bine, dar ne frică, au spus gărzile, dacă, dacă se aude la comandant, ne execută. O gardă care a dormit în post, păi să mărturisesc eu împotriva mea că am dormit în post, dacă un roman doarme în post, îl execută pe loc. Stați liniștiți, spun bătrânii, nu vă temeți de lucrul ăsta, că îi potolim noi tot cu pungi de bani, nu se pune problema și scăpăm de grijă. Ne rămâne o, o grijă mare pe suflet. Ostașii au luat banii. Au făcut cum i-a învățat. Care ostași? Cei care au intrat în cetate. Unii, nu toți ostași. Au fost alții care nu și-au vândut sufletul în mâna preoților pe mulți bani. Nici pe mulți, nici pe puțin, pe nimeni. Nu e sufletul meu, nu e de vânzare, au zis ei. Ce am văzut, am văzut. Am văzut ochii mei. De curând am fost uimit de mărturia unei persoane care nu s-a sfii de faptul că a fost pusă presiune teribilă asupra, asupra Dumnealui și Dumnealui să spună ce n-au văzut și n-au trăit. Și dânsul a spus, zice, eu am suferit pentru credință și nu mi-aș vinde sufletul acum, cu ocazia aceasta, ca să nu spun ce am văzut și ce am auzit. Acesta a fost adevărul. Spuneți așa, ucenicii lui l-au furat noaptea. O sta și au luat banii, au făcut cum i-au învățat. Băi, ce s-a întâmplat? I-a întrebat lumea în Ce s-a întâmplat? Băi, fraților, ne-a luat somnul. Uite, am băut vin, uite, a fost asta, a fost uh, comandantul gărzii, s-a îmbătat primul și noi la fel și ne-a luat somnul. Și când dormeam noi, au venit ucenicii lui și l-au fra... De unde știți, dacă ziceți că dormeați așa, de unde știți că a fost ucenicii lui și nu au fost niște fiare sălbatice care au târât? Uh, de unde știți, dacă ziceți că dormeați, nu? Dacă asculți cuvântul omului care nu spune adevărul, în acel cuvânt se găsește elementul autodestructiv. În minciuna spusă se găsește dovada că este o minciună aceasta. Ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Nu, nu stăm picioare așa ceva. Osta și-au spus așa și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. E ușor să spui un neadevăr, e ușor să te asociezi la un neadevăr, e ușor să fii cumpărat cu bani ca să nu spui adevărul și să spui neadevărul. Uh, unii oameni au fost cumpărați cu bani ca să nu spună adevărul, da, dar în realitate lucrurile nu se opresc aici. După ce că uh, ai fost cumpărat ca să nu spui adevărul, va trebui să spui neadevărul. Uh, abia acolo se termină Tranzacția aceasta satanică. Au spus lucrul acesta, și printre idei s-a răspândit zvonul acesta până în ziua de astăzi. Cei 11, acum ucenicii, nu? Iuda, între timp, se spânzurase cu trădarea lui. Când au ajuns în Galileea și scrie versetul 17, când l-au văzut, ei s-au închinat culmea culmilor. Dar unii dintre ei, văzându-l cu lor, s-au îndoit. Păi, dar atunci de ce zici, frate, că eu dacă văd, cred, ești sigur? Uite, oamenii ăștia au văzut și n-au crezut. Dacă sufletul tău refuză mărturia Duhului Sfânt, pe care el ți-o dă și știi în conștiința ta că e adevărat, nu poți să crezi că mărturia ochilor tăi, ce vezi tu, vei crede. Uite, oamenii aceștia au văzut, s-au înduit. Nu poate să fie, bă, frate. E vreo iluzie optică, este vreun 3D din ăsta, cine știe cum s-a nu, nu se poate. S-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, nu e nicio iluzie, niciun 3D nu este acolo, a vorbit cu ei și le-a zis. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea a tot puternic. Nu singur este tot puternic. Trebuie să ținem minte lucrul acesta tot puternic. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu și spuneți-le că eu m-am ținut de cuvânt. A treia zi am înviat. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Eu sunt cu voi când vă trimis să dați mărturia aceasta. Saul din Tars era convins că acesta e înșelătorul, era convins că aceste cuvinte sunt înșelătoare, era convins că este o înșelăciune cumplită care duce norodul în rătăcire. Până în clipa în care l-a văzut cu ochii lui. În clipa aceea a încetat să se mai îndoiască. A încetat să mai creadă neadevărul. Poate mult sincer un om crede un neadevăr. Dumnezeu îi vede sinceritatea și îl confruntă cu adevărul. Dumnezeu nu va judeca pe cineva pentru că a crezut un neadevăr, înșelătorul acela. A crezut lucrul ăsta. Nu, nu îl va judeca pentru aceasta. Dar uh, el va fi judecat de propria lui faptă și de propria lui viață și atitudine în clipa în care a fost confruntat cu adevărul. Am văzut cu tare lucru, dar pe asta la altul nu l-ai văzut? Nu. Am văzut așa, dar altfel nu ai văzut? Cu alte cuvinte, fiecare ființă umană, într-un fel sau altul, va fi adusă în confruntarea cu adevărul. Acolo se despar destinele oamenilor. Unii se vor închina adevărului, alții se vor îndoi de el, și vor rămâne mai departe convinși de ceea ce au crezut mai înainte. Unii s-au îndoit. Să ne rugăm lui Dumnezeu să fim dintre aceia care nu dau înapoi în credință și care nu se îndoiesc de mărturia vizibilă a celui care a promis a treia zi voi învia. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru învierea Ta. Ce sărași suntem, ce neputincioși! de a vorbi despre așa ceva, dar ce mare este bunătatea și îndurarea ta față de noi. Nu am, noi am crezut acest cuvânt pentru că Tu ne-ai dat darul credinței, dar te rugăm să ne ajuți, Doamne, cum i-ai spus lui Petru, să nu mă să nu se pierdă credința Ta, să te rogi pentru noi, ca niciodată noi să nu pierdem credința în învierea Domnului nostru Isus Hristos. Fii binecuvântat în veci. Amin.